Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai joc niște WWE pentru că l-am cumpărat pe Stone Cold Steve Austin. L-am cumpărat pe Stone Cold. Hai să băgăm un match și nici nu știu. Ia dă-mi-l pe ăla cu cel mai mare overall, pe bulangiul ăla de Roman. Hai mă, Romane, unde ești? R. Roman. Băgăm frumos un Extreme Rules împotriva lui Roman Reigns. Nu l-am pe The Rock, dar având în vedere că Roman și cu Rocky sunt verișori, deci hai că merge. Plus că e o provocare. The Rock nu știu cât are overall, tot așa 91-92 parcă. Ăsta are 95, așa de neam prost. Hai să vedem ce facem împotriva lui. Am mai jucat doar un meci cu Stone Cold, nu mai știu împotriva cui. Chiar mai știu împotriva cui. Tot așa împotriva unui mai masiv. Bă, de noi arătam la semnul păcii acolo, deci are niște taunturi belea Stone Cold. Bun, să înceapă meciul. Ia de aici picior în spate. Hai că abia aștept să-i dau ăsta un stunner. Nu numai zi în, cu caracterele alea foc de mine să pot da manevre faine. Hai da, hai să ieșim din ring. Auzim comentatorii deși nu-i vedem. Hai facem așa un taunt frumos, elegant cât de cât. Elegant pe naiba, da, frumos, da. Hai. Nu asta am vrut să fac. Așa fugi ca să-ți strici. Bun. Hai, dă-mi cu acea o armă, ceva, un weapon. Hai, dă scăunelul. Ok, nu știu cum l-am prins, dar l-am prins. Și l-am prins aici. Nu l-am prins, mi-a întors. Ia mă, bagă ăsta în ring și vine cu scăunelul după mine. La câți de ăștia am avut la școală și din bucăți. Și în cam, dar mă rog. Lasă scara. A, mă, pe bune, dau cu pumnul meu și tot el îmi trântește o scară în cap. Hai, dăm cu acest scaunul. Ia vină cu a... Pac! 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 Și pac! Nothing like a few good old fashioned chair shots. Hai să bag un taunt cam timp. No, he's got to get up and he's got to get up now. Ok, eu m-așteptam să ridice mâinile drept cum faci, cum făcea, nu. Opa. Hai că-mi dă asta takedown. The spirit of Austin 316 gripped the WWE universe and never let go. I will fully acknowledge the greatness that is. Ia foc de asta signature. And the man known as the Texas Rattlesnake. Ia mă, ce scoate asta? Hai că mă pregăte. Fiți atenți ce-i fac. Pac, lute espresso, că l-am prins bine. Ia vino încoace. Stunner, boom. Hai să vedem. Poate îl bat așa repede. Na, na. A dat reziliențiu. As usual. Stone Cold with that Texas charm on full display. Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. Incredible. Hai, mai dăm aici câteva candlestick-uri. Opa! Aaa, frumos ăsta are armura aia. Și noi suntem la bustul gol. M-a accelerat-am aici. Oh, hai că asta a fost bună. Ia mai dă candlestick-ul încă. Roman Reigns gathering attention in a hurry. I-am întors spirul bun. Și știi ceva? Mai am un stunner. Hai mă, poate-l bat acum. Na, că l-am bătut. Vedem aici, l-am prins bine cu lute espresso-ul ăla.
Deci a primul stunner de am scos Resilience-ul. Al doilea stunner, cred. Și cam aia a fost. Hai, bătrâne. Și ceva, hai că mai bag un match. Bun, match-ul ăsta m-am zis să fie așa un Hell in a Cell și cu un rival mai clasic, dar lui cu Shawn Michaels, că sigur s-au bătut ăștia doi, dă-i încolo. Am zis, hai să nu bag totuși Undertaker, că am mai avut meciul cu el, parcă. Facem acum un clasic numai cu wrestler de ăștia downloadați, cum părați cu WC-uri de alea, VC Point-uri sau cum se cheamă. Ia, lumea de partea lui Michaels. Trebuie să-l fiu pe The Rock. Acum nu mai am puncte ca să cumpăr wrestler, dar o să mai iau după voi când vine vorba să mai download, să mai iau vreun wrestler ceva. Probabil pe Kane trebuie să-l iau ca să fac The Brothers of Destruction-ul. Sau pe Undertaker Vintage. Bun, hai că întoarcem aici. Yeah, and if he wants to be considered one of the best, he's going to have to prove it tonight. Oh, opa! Ce mi-a întors ăsta? Păi ce seamănă ăsta? Pardon, ce seamănă Ziggler cu Michaels? Acum am observat. Păi da, nu mai mi apare și mie să dau reverse, să-l zic și eu. Between the ropes. Yeah, we all know he's a guy with great skill and endurance. Steve Austin making his statement as we. Hai, mai facem așa un taunt frumos. Așa arată acolo. Tell me what Shawn Michaels could do here to. Ia ce semnăturare. Poc. Dacă The Rock avea elbow ăla, avem și aici un fel de elbow. Nu știu dacă avea OMG moment cu ăsta, dar încercăm. Ia să văd. Ability special moves? Nu, abilities. Abilities. Așa. Nu aici, la skill-ul era cu... stai. Steel cage superplex. Nu cred că pot sparge peretele cu ăștia. E, asta e. Ne batem așa. Mai am făcut piept roșu lui Michaels. Opa, îmi întoarce mie ce-și dau cu piciorul în... Steel steps. Ia mă, ăsta și mă împinge mai încolo. Opa. Hai că mi întoarce. Bun. Steve Austin doing a great job of turning that around. Am încercat eu ceva, dar văd că n-a mers. Auci. Da, mi-am bătut joc de momentum. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Hai să încercăm acum ceva. Nu asta am vrut să fac. Ce mă bâlbâi. Hai că trebuie să mă duc după el, văd. Hai da, l-aruncăm în corzi. Pac, lute spres. Hai că așa mai merge. Hai să îl executăm acum. Pac! Stunner! Hai cu pinul. Ia mai out? Sau are, dar cred că are resiliency ăsta, care are overall mare. N-are resiliency. Bă, dar un adversar mai greu nu găsesc. Știi ceva? Hai să ne reluare de la stunner întâi. Pac! Mai băgăm un match atunci. Hai că am luat acum ceva mai mare. Hai să vedem cu Strowman, să vedem ce facem. Trecem cu acea grăsane. Pac!
Mai că unecă și Stone Cold văd că e înalt. Dar cred că Brown e. Băi, e înalt și ăsta. Îl călcăm un pic pe cap. Hai. Văd că ăsta dă pe la ficat mai mult. Ok. Și pac. Și pac. 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 S-a lăsat ceva așa frumos un taunt. Mai avem și noi aici un buff. Un boost ceva. Trei jos. Ia ce avem aici. Bun. Ia submission. Atacăm la picioare. Hai că mai fac și o diferite manevre. Îmi întoarce. Ok. Și trebuie să-i întorc și eu. Ia, mă duce ăsta în colț. Mă grăbesc. Am scăpat, am scăpat, bun. Hai să-l arunc din ring. Ăsta e meci normal, de să nu mă apuc să-i dau acum cu scaunele în cap. Ia, mă prinde ăsta. I-am întors? Hai că i-am întors, e bine. Bă, dau o imensă strom în ăsta. Jos cu el. Ați văzut, apropo, ați văzut când a răsturnat camionul ăla? Mi-a plăcut faza. Bine, probabil că au avut ăștia un bac, era ceva care, nu știu, ceva cu cablu ca să tragă camionul ăla. Dar tot a fost mișto faza. Stai mă jos. Hai să rup repede asta și să intru în ring. Am timp să o rup, să îi ridic ăsta. Neutralizes him with an elbow. Throughout sports entertainment storied history, there's the success and influence of Stone Cold Steve Austin. The spirit of Austin 316 gripped the WWE universe and never let go. I will fully. Ah, da, lutez prez. Ia de aici, lutez prez, du-te dracu. Stai jos acolo. Nobody does it quite like him. Hai să ieșim. Hai să facem cu un OMG moment, ce ziceți? Bun. Și stunner pe masa comentatorilor, pac! Hai, publicul vă că e în extaz, this is awesome. Nu, cred că se mai ridică. Trebuie să-i făcu force continuer meciul. Hai, vă că se ridică, ok, atunci îl aștept în ring. Got to get back in the ring. We might just have a count out on our hands, Cole. Eight. Treci mă jos. Hai că l-am ciurit pe Strowman, dar și eu m-am obosit aici. Mă, ați văzut cum o strip picăturile transparente sau mi s-a părut mie? Ia, îmi întoarce ăsta, mini AA, da bine, la cât de înalt ăsta, cam aceeași înălțime ar fi. Că nici Cena nu-i foarte înalt, are 1.80, bine, 1.80 nu e puțin, dar față de alții din WWE. A, căcat. Hai că e bine. Bun, chain wrestling aici, văd că mă descurc. Hai că se vede că ăsta e wrestler bun. Și lutez prez din nou. Hai, dă-i pumn în gură, pumn în gură. I-am dat să sângereze, arată-i și însemna așa de pace, de prietenie. Nu, 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 nu pregătesc stanuri de acum, vreau să fac să mai... Să-și mai dau un reversal ceva. Nu vreau să-mi întoarcă. Ok, acum e bine, trec jos. Și... Nu cred că da așa două reversal după altul. Nu dă! V-am zis eu că nu dă, hai cu pinul, pinul! Hai să vedem, are resiliency, nu cred. 1, 2, 3. 3 victorii la rând. Mai băgăm un match? Hai că mai băgăm un match. Bun, hai că băgăm acum un match între doi chelioși cu barbă. Mă rog, cu cioc ar fi trebuit dat Triple H și a lăsat barba să mai crească. Cred că n-a avut niciodată barba așa de mare ca acum, cum are în perioada contemporană. 2017-2018, a.k.a. The New Era, a.k.a. cum mai place să-i zic, cum era, Leaks, ceva de genul. S-au făcut scurgerile alea de poze. Stai, ce-am băgat eu, Force Continuer, deci presupun că pot lua scara să-i dau un cap.
E, ce asta o să dureze nițel mai mult, dar o să fie fain oricum. Trebuie să-l fiu pe Triple H la pletos ca să fie așa un match clasic. Sau pe Undertaker, Vinti, sau pe The Rock, dar asta e. Sau pe Kane din 98. Sau când o fi debutat. Treci mă jos. Op, întoarce asta manevrele. Manevră! Asta chiar că a fost manevră. Ia lumea strigă, Austin, Austin. A, nu i-am întors. A, am putut să intru. N-am apucat să intorc. Someone's getting there, you know what kicked hard, and that's the bottom line, because Stone Cold said so. Ok, să aruncăm în colțul ringului. Cred că în colț ar trebui să vină așa, nu? Hai că e bine. Hai mă, ridică-te, boșorogule. Bine, de parcă Stone Cold ar fi mai tânăr. Cred că are vreo 55 de ani și el. A, n-am apucat să-i întorc. Jos cu el. Stai jos, hai să luăm de aici o armă ceva. Și cum se poate mai fain decât cu pro... Hai că am nimerit bine. Cu propria sa armă. Și am dat pe lângă cu Barus. Sledgehammer, mă rog. Hai, rupe-i spinarea. Păi, bă, eu cred că dacă ar trebui să-l lovești, dacă unul de ăsta chiar ar fi lovit cu Barus, ar trebui să moară naibii. Mai ales în coloana acolo lovești sau în cap. Hai, poate dacă e mai încăpățânat, mai tare de cap, mai zicem, dar coloană naibii. Periculos. Opa, i-am întors semnătura, bun. Lute Express, stai jos. You still got it. Mă arate așa niște muiță, bun. Hai să rum asta comentatorilor atunci. Să o pregătesc. Michael Cole dispar de aici. Unde e Jerry Lawler și JR? Jim Ross, că ea comentau ca lumea. Mă merg că nu l-au băgat și pe JBL aici. Știi ceva? Aia când mai rup o masă, că văd că merge timpul. Rupă și past. WWE Network. Fivar Network al naibii. Cine? Ce român ați văzut? Eu nu cred că există român care să fi dat $10 pentru a vedea WWE când există de-astea site-uri unde poți să-l vezi moca. Opa. Ok. DDT. DDT l-am pus în cap. Mai facem aici un taunt și hai să-l aruncăm din ring. Bun, hai vino cu a. Dar ne, cred că se întoarce în corzi acum. Da, se întoarce. Ridică-l. Mi-ntoarce asta, bun. M-a aruncat el, nu-i prea bine. Hai că până vine Triple H închide la non-stop. The faliment non-stop-ul chiar. He's simply reminding him that he's here. Ok, hai că nu m-a aruncat bine, n-are finisher. Și îmi pune pinul, să vezi că mă face acum. Ar fost culme. N-am reversal acum, am văzut. Am îmbelit atunci. Deci să sperăm că nu o să-mi dea semnătura, dar fix acum o să-mi o dea. A, ba nu. Ia acum văd că lumea e cu Triple H. Nu mai sunteți cu mine bulangiilor din public. Mamă, cum l-am aruncat pe ăsta. Hai. Ai, mă, nu din nou. Mă dă și cu capul. Pac. Powerbomb. Pearl Driver. Așa și-a rupt ăsta odată gâtul. Trumești cu Bret Hart, parcă, sau nu mai știu cu cine. Ia, suck it. Faci tu mie cu suck it. Erai tu să hai. Iar am întors semnătura, bun. Treci mă. Hai să luăm masa.
Din nou Stunner aici, pe masa comentatorilor, în direct și în reluare, numai aici la mine pe canal. Și pac, pac. Nu s-a rumasa, vă că nu. Sau o fi bug. A, s-a rumasa ăstora. Perfect, hai să mai dăm unul atunci. Să fii sigur că rupem ambele mese. Deci masa asta ruptă, neruptă, nu scapă. Bă, am zis că vreau să intre în masa asta, ce e așa greu. Ce? Nu pinu, nu pinu. De fapt, o idee destul de bună. Îl arunc, spar masa cu el și apoi pun pinu. Hai că mai dăm unul, hai că de data asta poate se rupe masa asta. Bă, un bug pe care 2K Games nu vor să rezolve și mai mesele că uite. Gata, hai că acum s-a rupte bine. Două mese rupte, ce să-ți dorești mai mult de atât de la viață? Și mai am un finish la dispoziție, hai, 1, 2, nu te mai ridici, 3. Hai că ajung 4 meciuri câștigate. Deci pe cine am bătut? Pe Reigns, pe Michaels, pe Strowman și pe Triple H. Bun, hai. Primul stunner s-a rupt masa aia acolo. Al doilea stunner s-a rupt masa bună, că n-a mai fost alta care se rupă. Și cam atât. Și ceva? Hai să mai dăm unul, hai. Opa, Brock Lesnar. Ce vrea asta? Lesnare, tu și ceva. Mai fac un meci atunci cu Lesnar. Aoleu, ia și Sledgehammer, vine pe mine. Ce-o vrea ăsta de la viața mea, Lesnare? Cu ce ți-am greșit? Nici o singură dată cred că s-au intersectat ăștia în carieră. Erai tu să fii steroidizatule. Tai-mă jos. Tai jos, am zis așa. Stai mă jos. Stai jos. Bă, ăsta nu vrea să stea jos. Stai mă jos, n-auzi. Ceva Stunner. Hai mă, dau pe Stunner și ce-mi face. Hai că-mi pregătește acum. Too late. Mandă Suplex City. Am uitat de Lesnar că ăsta are overall imens. 92-93 cât o avea și ar fi un adversar bun. Pregătește Fai că poate îl întorc aici. Dacă nu îl întorc, bag un meci cu el. Ba, am apăsat acolo. Ați văzut, am apăsat când era cu verde și nimic. Și ceva? Meci cu Brock Lesnar în continuare. Bun, Steel Cage cu Brock Lesnar. Hai să vedem ce facem. Și a început Lesnar, nu-i bine. Dacă începe ăsta de acum să mă domine, am cam belit-o. Dar și de ce? De piele. Ne, nu merge chiar așa. Hai, go fuck up. Ia ce avem aici? Mi-a întors. Ok, prima dată când fac asta de-l pot căra. Jos cu el. Iar îmi întoarce. Băi, ceva disperiat ăsta. Hai că începe Suplex City-ul. The move shows Lesnar's power and true disdain for humanity. Check out Steve Austin's offense. Nice job. Aruncă Brock asta. There. Hai da, lutez press, treci încoa. Erai tu să fii. But is it enough to end it? Mult și-am aruncat în peretele cuștii. Hai, treci și în peretele ăsta. Da, nici reversal n-am și-o și mă miram de ce nu s-a dat reversal-ul. Ia ce-mi dă aici, double X.
E bine că am apucat să-i dau o semnătură acolo. Bă, pune jos. Bă, să mor tu. Bă, Ecolei, cine e bă ăsta? No, 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 nu merge chiar așa. Erai tu să fii. Ia trecem cu a Stunner. Hai cu pinul, hai să vedem. 1, 2, poate îl bade acum. Iar îmi întoarce, perfect. Acum pregătește semnătura, cred. Opa, hai că am întors aici, e bine. Stone Cold with that Texas charm on full display. Stai jos. Hai că-l mai cal nițel, nu știu, să-l mai țin la podea, stai mă jos. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Hai da, dă-i, dă-i pumnii în spinare. Ține-l jos, nu-l lăsa să se ridice. Stai mă jos. Stone Cold with that Texas charm on full display. That was impressive, Cole. Hai cu semnătura. Pac! Right to the heart. Și doar Stunner ăsta, nu? Da. Hai să ridicăm. Ia trecem perete. Mă arunc ăsta în zidul puștii. Oh boy, he is rolling. Knocked off his feet. Now that's a takedown. Ah, încă o semnătură mai am. Hai să mă grăbesc atunci să-l bat. Pac. Charge finisher, hai da. Hai să-l batem pe fraier. Stunner, pac. Lasă-mă în pace cu reloarea ta. Hai cu pinul. 2 3. Hai că l-am bătut pe fraier. Hai să ne reluările. Lute espresso. Elbow așa. Și stunner-ul. Și știi ceva? Stai. De breakout. Hai, breakout. Asta e că trebuie să coboare. Ia ridică-te, firai tu să fii de... Hai că l-am rupt. Bun, hai că văd că am făcut și 1000 de puncte acum și am filmat. Tura asta, cu 5000 de puncte mai pot să-mi cumpăr wrestler. Să-mi scrieți ce wrestler să cumpăr când fac 5000 de puncte. Eu o să închei aici, 5 meciuri câștigate toate. Nu mai am cuvinte, e super bun wrestlerul ăsta. Cam atât, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.